Am plecat spre Iași, oraș în care am făcut primul meu turneu ca actor, împreună cu doamna teatrului românesc, Lucia Sturza Bulandra. Multe s-au schimbat în Iași de atunci, uneori aproape peste noapte. De exemplu, am aflat că s-a construit un centru de afaceri cu bani europeni. Eu când spun Iași, mă gândesc la cultură, nu la afaceri. Dar din afaceri ies locuri de muncă și profit. Așa că mi-am zis, ia să văd și eu despre ce este vorba. Așa arăta în fața de proiect și asta e realitatea. Centrul Verde de Consultanță pentru Afaceri. Iașul avea nevoie de un asemenea spațiu dedicat oamenilor de business. Doriți să vă mai arăt și alte schițe? Da, da, sunt interesat, da. Am creat spații de birouri, săli de întâlniri, de videoconferințe, spații de parcare, tot ce trebuie pentru ca ideile bune să dea roade. Dotările și echipamentele sunt de ultimă oră, la fel și conceptul clădirii. Cât a durat construcția? 2 ani. Și arhitectură modernă, observ că toate clădirile noi de birouri au ceva în comun. Există un standard care trebuie respectat? Cum să nu? Avem aici toate standardele de calitate ale unei clădiri clasa A. Sistem de cablaj modern la telefonie și internet, tavan suspendat, sistem de aerisire, locuri de parcare, recepție pentru chiriași și invitați, bază 24 de ore, lifturi rapide, surse de energie neîntreruptă, peste 1000 de metri pătrați de spațiu de închiriat. Păi, eu văd aici multe dintre cele spuse de dumneavoastră. E o clădire destul de mare, nu? 1200 de metri pătrați. 9 firme au închiriat deja spațiul la noi și și-au mutat birourile aici. Estimăm că până la finele anului 2015, alte 6 companii vor închiria spații în clădire. Firmele găzduite la noi vor crea 50 de locuri de muncă, în consultanță, management, IT, servicii financiare sau bancare. Minunat, minunat! Sprijiniți mediul de afaceri! Asta ne-am și propus, să creștem economia județului. Iașul e un loc plin de resurse. Avem un mediu universitar puternic, o infrastructură telecom avansată și un flux continuu de specialiști. În plus, aici nu e ca în capitală. Chiriile sunt mai mici, iar suprafețele mai mari. Un mare avantaj pentru firmele ieșene. Iașul se schimbă în bine de la an la an. Oamenii îl fac să fie așa. Oameni ca dumneavoastră. S-au construit centre din acestea de afaceri în toată țara. Bună treabă! Firmele se pot dezvolta și oamenii își pot găsi de muncă mai ușor. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară.